Preacucenici părinți, dragi militari, stimați invitați, doamnelor și domnilor. Ziua Armatei României este o zi de sărbătoare nu doar pentru cei care poartă însemne militare, ci pentru întreaga țară, datorită respectului, prețuirii și încrederii de care se bucură instituția Armatei în rândul tuturor cetățenilor. Seriozitatea și profesionalismul de care ați dat dovadă au contribuit la conturarea unei imagini pozitive, iar faptul că de fiecare dată v-ați făcut datorie acolo unde a fost nevoie de dumneavoastră, v-a adus recunoștința noastră, cât și aliaților noștri. La acest aniversar aducem un omagiu tuturor ostașilor români căzuți la datorie de-a lungul veacurilor, în numele aspirațiilor de independență și de libertate a acestui popor. Gândurile noastre de apreciere și profundă stimă se îndreaptă deopotrivă către cei aflați acum în slujba țării, sub culorile drapelului național, militari și specialiști civili ai armatei, către veteranii de război, militari în rezervă și în retragere, care au servit patria cu onoare și credință. În numele Consiliului Județean Botoșan, dar și al meu, vă felicit și vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați. Onoare și patrie! La mulți ani, Armata Română!